Cei 27 de ani a trecut dintr-o extremă în alta. Victoria a venit la un nou început cu Unica pentru o schimbare generală. Știa că la final de proiect avea să vadă în oglindă o femeie din nou frumoasă, îngrijită și stăpână pe sine. O armată de profesioniști au încercat să-i pună în evidență trăsăturile frumoase. În 3 săptămâni de proiect, aproape că a reușit să uite de complexe. Medicul dentist Nina Chiriac i-a restaurat dantura. Zâmbetul a devenit mai luminos, dinții mai albi și mult mai drepți. Victoria a recunoscut, acum nu are de ce să-și ascundă zâmbetul în 32 de dinți. Vizita la cosmetolog i-a luminat tenul, i-a regenerat pielea. Iar masajul, alimentația sănătoasă, insistența instructorului și exercițiile după metoda Unica au ajutat-o să slăbească mai mult de 7 kg. Victoria Gârneț a rezistat cu stoicism și testului la salonul de frumusețe. Timp de 6 ore i s-a schimbat nuanța podoabei capilare, i s-a făcut un make-up potrivit și, evident, i s-a schimbat viziunea asupra hainelor și stilului vestimentar pe care trebuie să-l adopte de azi încolo. Cam ce schimbare ați dorit dumneavoastră la coafură? Desigur, culoarea aș vrea cumva să fie mai proaspătă și mai profesional. Mai vie să fie. Cum vă întorc de la oglindă, când veți fi gata, o să vă întorc. De blond mai deschisă și rădăcinile mai închise. Mă avantajează foarte mult această nuanță de blond deschisă, deoarece are pielea deschisă și ochii verzui pe prui, așa. Buclele ușor aranjate îi oferă purtătoarei feminitate și un aer jucăuș în același timp. Just like a kick drum plays. Dănișoara Victoria are un ten foarte bun, foarte curat, nu este deloc problematic, deci machiajul s-a aplicat foarte ușor și i-am ales un machiaj destul de fin care o reprezintă, doar cu puțină culoare. Nu am luat în considerație ceea ce este intrând în 2015, am făcut un machiaj care o reprezintă și merge perfect. Are ochii verzi, aș sfătui eu să aibă în cosmetica ei rujuri de culoare oranj, culori calde, dar, mă rog, depinde de ce este îmbrăcată, ar putea și reci. Ea are niște buze foarte frumoase, la care o sfătui să le accentueze și ziua și seara. A venit momentul decisiv, nou ne place ceea ce am făcut, sper să-ți placă și ție și așteptăm reacția ta. Wow! Super!
cum ți se pare această ținută? E o ținută mai așa, mai neobișnuită pentru mine, deoarece până acum nu purtam acest stil. Însă acum, după rezultatele care le am, cred că o să trec la ținute din astea mai elegante. Este un stil în care poți merge la servici, poți și la o cafea, poți și în oraș cu prietenile. Te-am văzut că îmbrăcai mai mult rochii, care erau, care oarecum îți ascundeau silueta. Pe care o aveam, da. Da, era o perioadă când mă uitam doar la hainele pe manechin și visam cândva să le îmbrac și ea că a venit momentul. De două ținută pe care am ales-o Victoria este o ținută de seară, mai feminină, este o rochie salopetă până în pământ, neagră, care o avantajează, îi avantajează figura, o face mai feminină, mai senzuală, este puțin decoltată, un pic de îndrăzneață, dar fără excese. Este bravo. A slăbit chiar kilogramele care ne-am propus, ba chiar mai mult, am ajuns la 8 kg, am slăbit de la 63 de kg la 55, ceea ce este bravo. Mă bucur extrem pentru ea și mă mândresc cu ea. De asemenea, acest fapt este datorat calităților bune pe care le are. Victoria a venit în fiecare zi la antrenamente, chiar am făcut și câte două antrenamente pe zi pentru a obține rezultatul dorit. Am slăbit uniform, deoarece zonele problematice au fost atât fesecoapse, abdomenul, cât și brațele. La ele am lucrat intens și am slăbit. La talie am slăbit circa 6 cm, ceea ce este foarte bine, îmbucurător rezultat. Voi ați văzut din start de cum arată și cum reacția mea ați văzut-o. Practic n-am recunoscut-o. M-am gândit că vine altă soție. Era să mă bucur, dar așa e. Nu, cum, în 3 săptămâni s-a schimbat foarte mult. Asta e de dată să vede. Pentru mine a fost o leacă mai greu. Că a trebuit să stau cu asta mică acasă tot timpul și asta e. Restul, orice caz faci, sunt lucruri bune. E foarte, foarte frumos. Ce vă place cel mai mult la ea? Tot schimbarea care, adică ați schimbat total. Nu știu, nu am cuvinte. Nu pot spune nimic. Foarte frumoasă, interesantă, plină de viață. Cred că progresează, adică și după silueta am văzut și după față, cum au făcut-o după tot coafură, ne-a plăcut tot împreună. Noi am văzut-o numai în rochie, dar nu în așa stil, așa foarte frumos a fost și foarte extravagant poate pentru dansa. Mi-am pus scopul și chiar l-am realizat, să ajung la 55 kg în 3 săptămâni. E bine. M-au ajutat foarte mult antrenorul Tatiana, care tot timpul mă controla și mă îndemna. Și era, să spunem așa, un antrenor sevier. E șocantă și pentru mine. Nu mă așteptam să arăt chiar așa de bine. Am rămas chiar fără cuvinte. Cum o cheamă? Victoria. Poți să încep, da? Victoria este... O siluetă perfectă. Ai Iuriel. Nu mă mai încordez.
Toi stai, așa? Da. Și mă încurc. Apropiații tăi o să le plac ceea ce am făcut noi? O să le plac. Nu pui asta încă. Și încă ce? Ajunge. Da. Da, da. Dă-mi un pic să ne ajungem mai departe. Nu, nu. Pa, vă duc. Așa.